Vă salut din grădina urșilor. Vreau să vă prezint astăzi un alt soi din colecția mea de soiuri de viță de vii pentru struguri de masă. Și anume este vorba de soiul Preobrajenie, sau în traducere liberă ar fi transformarea sau schimbarea la față, ceva de genul ăsta. Preobrajenie este fratele geamăn, să zic așa, cu soiul Dolgojdanăi, creată de același selecționer amator rus Crainov și la fel din aceeași pereche de părinți, anume Talisman cu Kişmiş Lucistei. Deci din aceiași genitori s-au obținut și Preobrajenie și Dolgojdanăi. Pe Dolgojdanăi l-ați văzut cum arată, acum o să vi-l arăt pe Preobrajenie. Și-l vedeți deja, cât v-am povestit eu trei cuvinte, l-ați văzut cum arată. Butucii pe care am eu aici sunt butuci care au fost plantați 2 ani în altă parte, după care mi-am dat seama că i-am plantat prea des. După 2 ani am transplantat și au venit plantați în acest loc. Deci au acum 2 ani, practic, în care au mai avut încă 2 ani. Dar nu pot avea nici 4 ani, fiindcă după 2 ani am umblat la vecina lor, am transplantat. În fine, 2 ani au acum, da? Și vedeți ce producție au deja pe ei. Au mers foarte bine anul trecut și anul ăsta am lăsat producția asta pe ei. Deci, în anii următori, clar, productivitatea pe butuc va fi mai mare, să nu zic mult mai mare, va fi mai mare. Însă chiar și așa putem vedea foarte, foarte bine ce ne poate oferi acest soi. Este unul din soiurile cu boaba cea mai mare pe care o am eu din toate soiurile din colecția mea. Doar Bogoteanovski probabil are boaba mai mare, mai grea. Am adus și un cântar aici, o să facem împreună cântărirea câtorva boabe, să vedeți și voi despre ce vorbim. Este un soi care mi îmi place foarte mult ca aspect. Acest roz, vă mai spuneam eu și în altă parte, este foarte apreciat de ruși. La noi e mai puțin. Însă mie personal îmi place foarte mult această culoare și pe lângă acest aspect extraordinar și această mărime a boabelor fantastică, are și un gust extraordinar de fin. O pieliță foarte fină, eu n-am mai întâlnit nicăieri o asemenea pieliță fină, care aproape că stopește în gură. Nu are gust de muscat, este un gust dulce, simplu, foarte și foarte plăcut. Preobrajenie a devenit deja un fel de celebritate în lumea soiurilor de viță de vii pentru struguri de masă. Deci este un soi care este, aș spune eu, de nelipsit din orice colecție a iubitorilor de struguri de masă. Bun, haideți să facem și cântărirea câtorva bobițe, să vedeți despre ce vorbim aici, fiindcă așa video nu cred că vă puteți da seama exact. Așa, uitați, am aici o bobiță, 22 de grame, da? Mai am una pe aici, 15 grame, și mai am încă una, 17 grame. Deci, cel mai mic bobă, 15 grame, deci o medie, să zic eu, de peste 15 grame când vorbim de greutatea bobului. Și ca să vă dați seama și mai bine, am adus și un etalon aici. Să vedeți despre ce vorbim exact. Da? Deci o cutie de chibrituri și o monedă de 50. Moneda așa, doar ca fapt divers. Deci, bobița este cât cutia de chibrituri. Undeva la 5 cm lungime, da? Deci este extraordinară.
Vă spuneam, la mine doar Bogoteanovski are baba mai mare. Doar că Bogoteanovski, o să ajungem noi și să-l prezentăm și pe Bemsu mai în toamnă, acum că este verde, are baba mai rotundă. Deci, vedeți spre obrajenie. Mie mi se pare un soi excepțional, ce să vă mai spun, pe lângă faptul că, din punct de vedere gustativ și ca aspect e 10 plus, gustativ 9 plus, să zic așa, 9 plus, cum vreți voi, n-are muscat. E singurul lui minus. Însă și ca rezistență este peste medie. Eu am avut niște probleme cu dânsul. Anul acesta am aceste carențe, probabil de magneziu, pe primele etaje de frunze. Însă dacă vorbim de mană, de făinare, putregai, cenușiu, crăpare la ploi, absolut fără nicio problemă. Deci vedeți de jos până sus. Uitați și frunza cum arată. Până la vârf. Nu avem absolut nicio urmă de mană. V-am mai arătat eu în alte parte, la alte soiuri care au fost afectate anul acesta. Preobrajenie nu are absolut nimic. Deci este un soi care chiar merită să-l aveți în colecție. Eu vi-l recomand cu căldură, fiindcă oricine va intra la voi în curte și va vedea așa ceva, va rămâne, dacă nu mut, cel puțin extrem de uimit. Că așa ceva există și se poate cultiva în România. Bun, eu v-am lăsat. Vă rog iarăși să vă abonați la canal, celor care încă nu s-au abonat, să ne dați like și noi ne vedem în clipul următor cu alt soi, mai avem altul de prezentat. V-am salutat!